Situația de la Teatrul de Păpuși și Tineret Vasilache a ajuns și în atenția Inspectoratului Teritorial de Muncă. În urma derulării unei campanii naționale, reprezentanții ITM au inclus și teatrul în categoria celor controlate. În spațiul public au apărut mai multe informații privitoare la modul în care directorul Floricel Vasile a Ionițoaiei se comportă cu unii salariați. În perioada 24-26 septembrie 2014, inspectorii muncii au derulat o campanie privind egalitatea de șanse între bărbați și femei la nivel național și implicit și la Botoșani în cadrul unor instituții publice și private. Printre instituțiile pe care le-am controlat s-a aflat și Teatrul Vasilache, tocmai pentru că aveam informații, inclusiv din presă, legate de anume probleme. Deocamdată controlul încă este în desfășurare. Urmează să se încheie un proces verbal și în urma încheierii acestui proces verbal vom veni cu detalii mai clare. Șefa de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani a menționat că au fost depistate o serie de probleme la instituția de cultură și care au fost reliefate prin intermediul unor chestionare completate de salariații teatrului. Într-adevăr, au fost descoperite probleme, inclusiv pe zona de regulament de ordine interioară. Și este clar că se vor impune măsuri pentru remedierea situației. Numai în acest an, printre altele, Floricela Ionițoaie a fost în centrul unui scandal național de plagiat, pentru ca luni la Botoșaneanul TV să se facă publice documente cu un iz puternic de conflict de interese. De asemenea, directorul de la Vasilache este acuzat de unii angajați care au un comportament inadecvat cu salariații, folosește un limbaj obscen și mai mult decât atât, chiar găsește porecle pentru unele dintre actrițele cu cariere de decenii.